Hristos, cel înviat din morți, nu mai moare, moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Când a murit, El a murit pentru păcate, o dată pentru totdeauna, dar acum este viu. El trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeul, în Hristos Iisus, Cuvântul Domnului.